Numărul de cazuri crește în orașul Strehaia. Până în prezent, de la declararea focarului, numărul de îmbolnăviri a ajuns la 33 de persoane confirmate pozitiv. Doar în ultimele 24 de ore au mai fost confirmate încă 6 cazuri. Focarul din Strehaia s-ar fi extins din cauza membrilor unei familii cărora le-a ieșit testul pozitiv cu COVID-19 după ce s-ar fi întâlnit într-un grup mai mare de persoane la o biserică de penticostal din localitate. Până în prezent, numărul de îmbolnăviri a ajuns la 33 de persoane testate pozitiv. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 315 persoane au fost confirmate COVID-19 de la începutul epidemiei. Dintre acestea, 195 persoane au fost externate. 17 persoane se află la domiciliu asimptomatice, 79 persoane se află internate în acest moment și 24 persoane au decedat. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți, au fost confirmați COVID-19, 12 persoane. În focarul declarat, în data de 4 iulie, au fost înregistrate 33 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 până în prezent. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 6 persoane în focar. Și la nivelul județului, situația este alarmantă. Ieri a mai fost înregistrat încă un deces, iar de la începutul pandemiei până acum 315 persoane au fost confirmate pozitiv.